Art by Fuego, adică artă de la mine, artă pentru suflet. Acum un an și trei luni am realizat un proiect care vine în ajutorul marilor artiști ai României și aici mă refer la artiștii uitați, artiștii bolnavi, artiștii care nu au posibilitate să se întrețină lunar și să-și cumpere măcar medicamentele lunare și din păcate trăim o dramă, nu numai pentru artiști, pentru oamenii vârstnici în general. Dar proiectul meu este dedicat în special artiștilor. Am reușit după urma vânzărilor picturilor mele, într-un an și trei luni, să ajutăm 80 de artiști români. Astăzi am adus 3 opere realizate de mine. Acum o lună și un pic, am optat să pictez case în tehnica cuțitului, pentru că a avut mare succes cântecul Casa Părintească nu se vinde, cântecul scris pe versurile poetului Grigore Vieru și atunci am hotărât să scot o colecție întreagă cu case, case din diferite zone ale țării. M-am documentat foarte bine, m-am dus în Muzeul Satului la București, am fotografiat fiecare casă, v-aș ruga să mergeți în Muzeul Satului dacă aveți vreodată ocazie. Nu aveți cum să nu vă simțiți români acum. Acolo totul este autentic, totul este extraordinar de frumos și bine păstrat și conservat. Adică a fost o după-amiază memorabilă pentru mine. Și am reușit să realizez câteva case. Eu sunt un pictor amator, autodidact, dacă vreți. Am hotărât să-mi arăt picturile în public când am cunoscut-o pe doamna Doina Băuleanu, unul dintre cei mai mari critici de artă pe care i-are România, directoarea Muzeului de Artă din Constanța, și dânsa mi-a spus că trebuie să fac ceva, să nu stau așa. Să arăt picturile și să fac un astfel de proiect. A fost o idee extraordinară, pentru că proiectul meu e un proiect caritabil. Pe lângă mari artiști, am reușit să ajutăm foarte mulți tineri, talentați din diferite zone ale țării și din Republica Moldova, tineri pe care dumneavoastră nu-i cunoașteți, care nu au posibilitatea să apară la televizor, pentru că, din păcate, televizorul nu mai promovează valori. Și atunci am hotărât ca în fiecare spectacol din țară, cele 28 de orașe pe care le parcurgem în acest sfârșit de an, să vă arăt eu tineri care merită să fie aplaudați, să fie iubiți, să fie promovați. În această seară vreau să vă prezint o tânără care este sprijinită de proiectul Art by Fuego și tânăra aceasta este o pianistă care vrea să ajungă pianistă, profesionistă, să cânte în orchestră mare, clasică și să fie aplaudată de publicul din România. Aplauze pentru Ana Maria Cotoran! Este un copil extrem de talentat. Dumnezeu i-a dăruit acest mir să aibă o ureche foarte bună. Mi-am dat seama când am ascultat-o prima dată. Îți mulțumesc că ești acum aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ai emoții. Puțin. Ana Maria cântă într-un grup. Grupul se cheamă Grupul Folk Eco, condus de domnul profesor Pleșu, Constantin Corneliu. Domnul Corneliu Pleșu, care trebuie să-i mulțumim pentru că ne-a dat ocazia să putem să sprijinim acest tânăr foarte talentat, această tânără foarte talentată. Și în această după-amiază o să ne cânt, să ne încânt, ce ne propui? Iruma River Flows in You. Te ascultăm cu mare drag. Aplauzele pentru tine. Ana Maria Cotoran. Thank you.
foarte talentată. Pe lângă talentul pe care ți l-a dat divinitatea, tu mai ai și sensibilitate. Când cânti, nu e în program. Trebuia să intrăm, vreau să mai cânte ceva. E prea frumos. Și să o mai lăsăm să mai cânte. Ana, vreau să spun un lucru. Ai sensibilitate. Transmiți cu acele mâini minunate. Și eu sunt convins că vei ajunge o mare pianistă. Eu sunt fericit că faci parte din proiectul nostru. Vreau să mai cânt ceva. Aplauze pentru Ana. Își urmeze acest drum minunat al artei în continuare. Și eu cred că e o zicală românească care e atât de adevărată, dar din dar se face rar.
Vă mulțumesc mult. Și chiar acum să o invit în fața dumneavoastră pe tânăra Mocanu Raluca Maria. Aplauz! Raluca e pe coridor, repetă. Și are emoții foarte multe. Aplauze pentru Raluca! Bine? Destul de bine? De bine. Bravo, draga mea. De când exersezi chitară? De aproape 2 ani. Da? Da. Și ce o să ne interpreteze în această seară? O să vă interpretez Haide mamă, haide tată. Prima dată stai să iei tu loc aici, mamă și tată. Ia, vino aici. Stai frumos. Vreau să-mi spui și mie câteva lucruri despre acest cântec Haide mamă, haide tată, care mie mi-e foarte cunoscut, dar trebuie să-mi spui tu mai multe. Versurile acestui cântec au fost scrise de marele poet Adrian Păunescu. Foarte frumos! Eu acum o să încerc să aduc microfonul tău puțin mai aproape de gura ta, ca să te auzi foarte bine și te ascultăm cântând. De câți ani ești în grupul unui profesor? Tot de aproape 2 ani, deci la el am învățat la chitară. Da? Bravo, dragă mea! Știi cu cine semeni tu puțin? O să spună mami și o să-ți arate poză pe internet. Puțin cum erai matur. Nu? Da. E rog frumos, să dai tot ce e bun în tine, să cânti cu sufletul, așa cum știi tu. Bine? Cu siguranță. Aplauze. Yeah.
Ștefan. Vreau să-i mulțumesc domnului Paul pentru sprijinul care mi l-a acordat în cadrul acestui proiect. Eu îți mulțumesc. Bravo, Anita, ești minunată și ești foarte talentată. Aplauze pentru Anita.